lăsat pentru contraatac. Bate Bourceanu, Rusescu scoate Grahovac, apoi Giurgiu reușește să degajeze prima mare ocazie a acestei partide. În minutul 4, Raul Rusescu a reușit să se desprindă din marcaj. Apărare în zonă, o apărare riscantă dacă nu știi să o folosești așa cum trebuie. Centrează Bourceanu, iese Grahovac și boxează Sucala. Sucala în posesie, Tănase respinge Sârghi. Chiricheș, foarte ca lui Chiricheș, cred că a dat fault în atac Alexandru Tudor, l-am văzut cu brațul drept ridicat pentru joc periculos. A dat fault la această foarfecă a lui Chiricheș, deși nu a fost fault. Nu a fost fault, era departe Giurgiu în momentul în care Chiricheș a executat acea foarfecă. Nu înțelege nici Reghe. Cam oricum mingea s-a dus mult peste poartă. Nu are o relevanță foarte mare. Ciu, riscant această defensivă a Oțelului. Rusescu! Scoate Grahovac! Iată-l pe Branko Grahovac cu o paradă foarte importantă în acest minut 27. Oprit jocul Oțelului. Încă o dată o acțiune foarte frumoasă. Iată ce pasă bună de Alex Kipciu. Și Raul Rusescu irosește cea mai mare ocazie a Stelei din acest meci. Iorga cu capul până la Chiriche și iar acum la Toblevici. La Toblevici, Iorga ține mingea în teren, viteza lui Iorga care scapă acolo singur. Iorga ținut ușor de la Toblevici, suficient cât Gheorghevski să reușească să-l deposedeze. Ce cursă a făcut Laurențiu Iorga, a câștigat sprintul cu la Toblevici, un jucător care stă bine la acest capitol. Iorga le-a prins speranțele suporterilor gălățeni. Iată cursa, s-au ținut ambii jucători. Bravo, bravo, spune Petre Grigoraș. Este corner pentru Oțelul. Nase, Kipciu nu ajunge la această minge. Fricos Kipciu în duelul cu Cojo, care întoarce pentru Didi. Centrare din prima a lui Didi. Vance atacă acolo și va fi corner în mod normal. Dar nu, este out de poartă. Au de poartă, se pare că Sucala, cel care i-a făcut bine marcajul lui Vancea la această fază, nu a atins mingea. Pentru că se termină etapa, nu uitați, puteți vota jucătorul etapei. Kipciu o pasă pentru Rusescu, control foarte bun Pintilii, lasă lui Tănase, Rusescu în careu, Rusescu se încurcă acolo, Popescu, Bourceanu protejează, Sucala scoate Grahovac. Scapă Oțelul și de această fază. A fost o neînțelegere acolo între Pintilii și Tănase. Acolo Steaua putea să-l lase liber pe Bourceanu în partea opusă. Chiricheș în acea zonă de teren. Kipciu reprimește de la Chiricheș. Trage Kipciu pe lângă poartă. Bun șutul. Cred că a fost doar o iluzie optică. Mingea a trecut destul de departe de poarta lui Grahovac. Iată șutul, într-adevăr, departe. Acum vom vedea mult, mult mai bine. Da, nu a avut emoții portarul Oțelului. Centrarea lui la Toblevici și Sucala, gol! Gol Steaua! Sucala deschide scorul, minutul 62. După o lovitură liberă, care va fi probabil îndelung contestată de cei din tabăra Oțelului, Sucala reușește să marcheze cu latul, a pus latul acolo Sucala. Duel din tribună. Este al doilea gol al lui Sucala în acest sezon. Iată, strecoară mingea la colțul scurt. Grahovac nu reușește să aibă reacție. Cam moale pe picioare mi s-a părut aici portarul Oțelului. Nu era prea bine poziționat, nu era cu fața spre fază, era ușor întors în lateral, de aceea i-a fost greu să plece pe minge. Într-un număr personal continuă Kipciu. Kipciu reușește să centreze. Tatu!
ocazie uriașă a lui Leandro Tatui, a trecut mingea pe sub picioare oprită de Latovlevici. Iată cursa lui Alex Kipciu, cea mai bună acțiune a sa din acest meci. Și ocazia lui Tatu. Iorga este jucătorul care execută această lovitură liberă, șansă pentru Oțelul de a restabili egalitatea în acest minut 71. Zidul cam aproape, destul de greu să dai peste zid. Elan tare, Iorga prinde Tătărușanu. După cum își făcuse elanul, era greu de crezut că va trimite peste zid. A bătut în forță, dar Tătărușanu a fost pe direcție offside aici la Bourceanu. Acum pe Neagul caută pe Iorga cu această diagonală. O, ce greșeală lui Gheorghevski! Iese Tătărușanu și prinde. Nu a putut să accelereze mai mult Iorga la această fază. Ce greșeală a lui Gheorghevski! A avut un moment în care s-a oprit Iorga. Și nu înțeleg de ce, dacă tot alesese să se ducă spre poarta Stelei, ar fi trebuit să o facă cu mai multă convingere până la capăt. Aici Benga este faultat de Raul Rusescu. Lovitură liberă pentru Oțelul. Murgoci îl cheamă pe Gabi Giurgiu, l-a primit. Poate ultima fază a partidei, Iorga în forță, mult mai bine arată această fază. Gol! Oțelul! Minutul 94! Sârghi aduce o egalare nesperată care aruncă în aer stadionul din Galați. Este 1-1. Oțelul scoate un punct in extremis la ultima fază. Oțelul, Steaua, 1-1. Centrare perfectă a lui Iorga, omul meciului, după părerea mea. Laurențiu Iorga a făcut o partidă excepțională, o centrare de calitate. Sârghi care apare pe colțul lung, scăpat din marcaj de Gheorghevski. Veriga slabă din atac, din apărarea Stelei. Gheorghevski îl pierde pe drum pe Sârghi. Tătărușanu nu poate face nimic la această centrare jutată. Și Oțelul, Steaua, este 1-1 în acest moment. Să vedem dacă Alexandru Tudor va mai ține această partidă. Nu se mai aude fluierul lui Tudor în acest vacarm, le face semn steliștilor să aștepte fluierul său, nu cred că va mai continua. Într-adevăr, Tudor pune capăt acestei partide cu un final extrem de disputat.